Continuăm părtășia de studiu biblic cu lecția 5-a din tematica imagini apocaliptice, stările interioare ale bisericii. Cartea Apocalipsa are o imagine de ansamblu a tot ceea ce se întâmplă în univers, în cer, pe pământ, în lumea spirituală, în plan fizic. Dar astăzi ne vom opri să observăm ceea ce se întâmplă în interiorul bisericii. Domnul Hristos, capul bisericii, este prezentat în această ultimă carte a Scripturilor în mijlocul poporului său, foarte preocupat de starea poporului. Să ne amintim de cuvintele Domnului care spunea în Matei capitolul 16, versetul 18, citim: Eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Deci Domnul este cel dintâi profund interesat de biserică. În cartea Apocalipsa, în capitolul 1, versetele 12 și 13, citim: felul în care Ioan prezintă imaginea Domnului, poziția sa: m-am întors să văd glasul care îmi vorbea. Și când m-am întors, am văzut 7 sfetnice de aur și în mijlocul celor 7 sfetnice pe cineva care semăna cu Fiul Omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Și tot aici scrie în versetul 16, în mâna dreaptă ținea 7 stele. Și în versetul 20, taina celor 7 stele care le-ai văzut în mâna dreapta mea, spunea Domnul, și a celor 7 sfetnice de aur. Cele 7 stele sunt îngerii celor 7 biserici și cele 7 sfetnice sunt cele 7 biserici. Deci Domnul este la mijloc, având în mână îngerii celor 7 biserici. Realitatea surprinsă în mod profetic aici dovedește o multitudine de probleme pentru care Domnul oferă soluții corespunzătoare. Toate imaginile încep cu expresia știu. Nu doar că Dumnezeu cunoaște, El știe ca unul care se preocupă de ceea ce se întâmplă. El dă sfaturi, pocăiește-te, sfătuiește în funcție de nevoile fiecărei biserici. Și în final promite tuturor haruri eterne pentru cei ce vor birui. Astfel, pe parcursul celor două capitole, Apocalipsa 2 și 3, vom sesiza aceste amănunte. Citesc însă acum capitolul 16, versetul 15. Unde este scris: iată, eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să îi se vadă rușinea. În antichitate era o mare rușine ca cineva să fie lipsit de haine. Se mai obișnuia la templul de la Ierusalim ca pasnicii care erau prinși că nu veghează să le fie luate hainele și să fie expuși unei condamnări publice. Iar cele scrise reliefează pe înțelesul celor de atunci și putem să luăm și noi cunoștință de aceste date, cât de fericiți vor fi cei ce vor avea drept să beneficieze de toată îndurarea Domnului de veșnicie și respectiv cât de nefericiți vor fi cei care vor pierde din greșeala lor harul mântuirii. Vreau să mai rețineți încă de la început, citind din capitolul 1, că cele scrise celor 7 biserici au format împreună o singură carte, nefiind epistole distincte,
De asemenea, putem înțelege că numărul 7 este un număr complet. Deci, informații scrise într-o singură carte pentru un număr complet de biserici, ceea ce înseamnă informații pentru toată biserica sau pentru toate bisericile din toate timpurile. De altfel, chiar cele scrise în mod specific, cum ar fi în Coloseni, în Efeseni, în egală măsură, pentru situații similare, ni se potrivește și nouă. Dar ce avem în cartea Apocalipsa sunt informații care privesc într-un mod foarte amplu diferite probleme ce au loc prin biserici. Aici scrie în Apocalipsa 1:1, descoperirea lui Iisus Hristos pe care a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând și le-a făcut cunoscut trimițând prin îngerul său la robul său Ioan. Iar în versetul 11 este scris, ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici, la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. Iar la finele fiecărui mesaj, în parte, citesc doar 2:7, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Aparent mesajul, mai spune că până la versetul 7, e doar pentru cei din Efes. Dar insist pe ideea că a fost o singură carte și mesajul, chiar către cei din Efes, mai întâi, se poate extinde, generaliza și folosi pentru toate bisericile. O imagine asemănătoare avem notată în Coloseni 4, când apostolul le scrie ca epistola aceea să fie citită și în Laodicea și cele scrise către biserica din Laodicea să fie citite și în Colose. În această idee, cred că se cuvine să receptăm ca fiind pentru noi și cele notate în Apocalipsa 2 și 3 privind stările interioare ale bisericii, evident în situația similară, poate individual sau la nivel de familie, sau poate și la nivel de comunitate locală. Într-o primă parte a acestui studiu ne vom opri la problemele spirituale și într-o a doua la câteva atenționări practice adresate de Domnul bisericii sale. În primul rând, vreau să rețineți că permanența actului cultic, adică existența istorică sau prezentă a unei biserici, a unei adunări, nu este o dovadă de apartenență la trupul lui Hristos. Apocalipsa ne prezintă două biserici, două femei, una în perspectivă mireasă a lui Hristos și o altă femeie sau biserică apostaziată. Iată ce citim în Apocalipsa capitolul 2, versetul 2. Mai întâi, știu faptele tale, osteniala ta și răbdarea ta. Deci iată activități într-o biserică bună. Dar vă rog să fiți atenți la vă citesc în capitolul 2, versetul 14, activități într-o biserică apostată. Dar ce am împotriva ta, tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balam. Rețineți ideea că se învăța, cum am spune noi în vremea noastră, există școli teologice și la o biserică bună, dar poate să existe multă școală și la o biserică apostată. Toate cultele mari au școli. În toate aceste denominații au loc activități, slujbe. Fie că învață bine, fie rău. Și se întâmplă, cum scrie aici, în partea a doua a versetului 14, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dea la curvie. Fapte petrecute în Vechiul Testament, reeditate de nefericire în istoria bisericii. Tot din capitolul 2, citim versetul 15, în cadrul aceleiași biserici, erau și câțiva care țineau învățătura nicolaiților. Iar în versetul 20, aflăm despre biserica din Tiatira, că avea o prorociță care învăța pe o parte din popor să se dedea la curvie, să mănânce din lucrurile jertfite idolilor.
Cred că aceasta este ușor de înțeles. Mai adaug și capitolul 3, versetul 17. Conștientizându-ne că imaginea reală a unei biserici nu se poate evidenția prin existența ei. Iată ce scrie despre cei din Laodicea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu-ți lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. În Apocalipsa, capitolul 12, este prezentată o femeie ca și popor al lui Dumnezeu, bun, curat. În cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o coroană de 12 stele pe cap. Ea era însărcinată, țipând urlele nașterii și avea un mare chin să nască. O femeie, simbol al poporului Dumnezeu adevărat. Dar citim și în capitolul 17 despre o altă femeie, care era îmbrăcată cu purpură și stacojiu, era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Ținea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o taină, Babilonul cel Mare, mama curvilor și spurcăciunilor pământului. Și am văzut pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Iisus. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare. Și mă adaug din capitolul 19 despre biserica sau femeia mireasa cea bună și adevărată din care Domnul să ne ajute să facem parte. De la versetul 7. Să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu insubțire, strălucitor și curat. Și apare o explicație, inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Să ne amintim și de cuvintele Domnului care spunea, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, căci vor fi de toate categoriile de slujitori, falși, de la Hristoși mincinoși până la învățători mincinoși. Și tot Domnul spunea, Luca 18:8, când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? La rândul lui, Apostolul Pavel spunea, citesc din Fapte 20, despre imixtiunea răului în mijlocul celor credincioși. Citesc de la versetul 28. Luați seama dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriți biserica Domnului, în mijlocul căreia este Domnul, este capul ei. Dar iată ce pericol paște acest popor. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lubrăpitori care nu vor cruța turma, și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. Trebuie așadar să fim conștienți că până la venirea Domnului vor fi biserici sănătoase și biserici bolnave, biserici vii și biserici moarte. E ca și în aceea imagine când un om a naufragiat pe o insulă și când l-au găsit încă în viață niște marinari ce au trecut pe acolo, și-au inspectat zonele care și le pregătise pentru existența sa, au găsit și două amenajări tip biserică. Și l-au întrebat, omule, ai zis că ești singur, de ce două biserici? Una de la vreun predecesor al tău pe care n-ai vrut să o folosești? El a zis, nu, eu le-am făcut pe amândouă. Cum un om cu două biserici? Și el a zis, eu așa am știut din totdeauna, că există o biserică a Domnului și una a diavolului, una bună și una rea, una la care mă duc și una la care nu mă duc. Și am vrut să-mi păstrez imaginea. Să ne fie și nouă clar, este una a Domnului și una a diavolului. Domnul să se îndure de noi. În al doilea rând, vă rog să rețineți că o stare spirituală prezentă poate fi infirmată de o evoluție ulterioară, pozitivă sau negativă, a unei adunări sau a unei persoane. Și cineva care a fost în biserica Domnului să ajungă din neveghere un apostat. Din fericire există și situația ca o persoană sau chiar o biserică slabă, cu un comportament firesc, să se pocăiască. Și astfel Dumnezeu care este bun să se îndure de ei.
E important de reținut în această privință că finalul decide mântuirea. Au fost oameni care la 20 de ani au fost credincioși și la 40 sau la 50 de ani au căzut. Alți oameni care s-au târât și ei așa în coada turmei, dar le-a venit mintea la loc, așa ca la Nebucadnețar, așa ca la fiul risipitor, s-au întors la Domnul, s-au apropiat de el și Dumnezeu, așa cum spunea însăși din Vechiul Testament, prin cartea lui Ieremia și a lui Ezechiel, când un om rău se pocăiește, Dumnezeu îl iată și tot păcatul îi se șterge. Dar și invers funcționează principiul. Când un om sfânt păcătuiește, toată neprihănirea îi se uită și el se va alege cu o sândă. Dar să urmărim aceasta în cartea Apocalipsei, citind mai întâi din capitolul 2, versetele 3 la 5, despre biserica din Efes. Mă uimește ce citesc aici. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit pentru numele meu și n-ai obosit. Dar am ceva împotriva ta, este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Și nu rămân doar așa într-o stare mai rece, există riscul să se piardă, să-și piardă identitatea de credincioși și statutul de Biserica Domnului, pentru că scrie în versetul următor, adus dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, deci dacă mergi în decăderea în care ai pornit, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul de locul lui dacă nu te pocăiești. Și dacă nu mai are parte de sfeșnic, nu mai e biserică. Sfeșnicile sunt bisericile. Realitatea istorică a dovedit că biserica din Efes s-a degradat treptat, s-a pierdut. Nici măcar orașul Efes, care avea o populație cât a Aradului din zilele noastre și era cel mai mare port la Marea Egee, n-a mai rămas. Deci iată că adeverirea profetică a fost la subiect. De altfel, privind în istorie, câte biserici n-au fost cândva ceva, dar în timp s-au pierdut. Unii ori chiar în timpul unei singure generații, oamenii au degenerat. Spunea un frate bătrân la noi în Apuseni, două lucruri n-am crezut și n-am știut. Unu, că bătrânețea e așa de grea și doi, că-și credincioșii pot să-și piardă zelul spiritual și să decadă așa de repede. Domnul a văzut posibilitatea aceasta și a surprins-o în cazul celor din Efes. Iată însă ce citim aici în capitolul 2, versetul 19, despre posibilitatea inversă a ridicării unui om slab. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi. Oameni mai pocăiți cu trecerea anilor. O șansă concretă este oferită bisericii din Laodicea, citim din capitolul 3, de la versetul 15, unde Domnul zice: știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot, dacă ai fi rece sau înclocot. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Deci oricine este în decădere, Dumnezeu îl avertizează, dacă nu se oprește, este lepădat. Dar există următoarea posibilitate. Versetul 18. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. Iată ce făgăduință pentru niște oameni foarte slabi, firești, dar cărora Domnul încă le oferă har și șansă de pocăință. În această privință trebuie să fim foarte vegheatori și să luăm aminte la sfatul Domnului.
De aceea Apostolul Pavel scria despre sine, citim din Fapte 20:24, dar eu nu țin numai decât la viața mea, atenție, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, ca să vestesc Evanghelia Harului Dumnezeu. Un om care țintea finalul, voia să-și încheie viața cu bine. Tot el scrie în 1 Corinteni 9 și nu minimalizează ispita unei căderi. Când zice de la versetul 24, nu știți că cei ce aleargă la locul de alergare, toți aleargă de numai unul capătă premiu? Alergați dar în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și îi fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Eu, și fiecare trebuie să spuneți pe sine, eu. Deci, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg, mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, neglijent, absent de la realitatea spirituală în care trăiesc, ci mă port aspru cu trupul meu. De ce? Aceste canoane de care în vremea noastră oamenii se feresc așa ușor și îl țin în stăpânire ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Și tot aici întoarcem pagina, citim în 10:11, despre evreii care au fost cândva, au avut har și l-au pierdut. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșitul veacurilor. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Amin. În continuare scrie că vin ispite, dar notează apostolul că ele nu sunt peste puterile noastre, numai dacă noi suntem neglijenți și neatenți. Ascultam chiar într-una din serile precedente cu niște frați care am fost în misiune, într-o predică a fratelui Piț din Oșorhei, care spunea că Domnul l-a chemat la pocăință când a avut vârsta de 8 ani. Nu era biserică la ei în sat, l-a chemat o mătușă, vino nuțule, să vezi ce n-ai mai văzut, niște oameni care vorbesc în alte limbi și Dumnezeu face minuni prin ei. Copilul curios s-a dus, un predicator s-a ridicat și a vorbit despre jertfa Domnului Iisus și copilul a început să plângă, gândindu-se că și el a întristat pe Domnul și a cerut iertare. Și în timpul acelei slujbe, un proroc s-a dus până lângă el, i-a vorbit în numele Domnului și i-a spus despre planul care l-are Dumnezeu cu el pentru viață. De atunci copilul a rămas credincios. Spunea fratele că era cel mai renumit bărbat în vremea aceea, în acea zonă, dar a sfârșit bețiv și imoral. L-a întâlnit peste ani, au plâns amândoi și spunea acel om, nu mai mă pot ridica. Iată ce trist să te pierzi după ce ai fost un titan ca cei din Efes. Se poate însă și invers, să fie unul slab și să se ridice, dar din istoria biblică și cea pe care o cunoaștem, cele mai multe cazuri sunt de cădere, nu de ridicare ulterioară. De aceea avertizăm fiecare, așa cum zice apostolul, să ia bine seama, amin? În al treilea rând, privind la stările interioare ale bisericilor, observăm, tocmai datorită a ceea ce am spus până acum, că imaginea vizibilă, adică ceea ce gândim noi despre un om, ceea ce ni se pare nou, cât și autoaprecierea, felul în care fiecare se evaluează pe sine, poate să fie falsă în raport cu realitatea spirituală a unei adunări sau a unei persoane. Pentru că trăim într-un sistem demonic de amăgire în jurul nostru care vrea să ne influențeze. Iată ce vă citesc din Apocalipsa 3:1 despre cei din Sardes. Știu faptele tale. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Să se ducă vestea la o biserică. Sunt credincioși. Poate că au fost cândva. Dar realitatea zilei să nu mai confirme informațiile noastre care sunt trecute. Sau, spune Scriptura aici în versetul 17, aici trebuie să fim cu atât mai atenți, este auto-înșelarea.
despre care vorbește Scriptura. De exemplu, Iacov 1, nu vă înșelați. Cei din Laodicea ziceau, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu du lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, or și gol. Să întrebi pe un frate, auzi, ce faci? Cum s-a întâmplat când un păstor s-a dus într-o familie și i-a întrebat, care este starea voastră spirituală? Bine, mulțumim Domnului. Dar el știa niște lucruri, i-a fixat cu privirea și a zis, starea voastră spirituală nu-i bună. A lăsat capul în jos și a zis, așa e, frate, n-au mai mers mult împreună și au divorțat. Deci oameni care nu sunt conștienți sau cel puțin nu recunosc realitatea vieții lor. De aceea spunea Domnul Matei 7 la 21 la 27, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos demoni în numele Tău. Ce le va spune Domnul? Eu nu vă cunosc. Depărtați-vă de la mine, căci voi ați lucrat fără de lege. Ce trist! Să te prezinți în ziua revenirii Domnului Iisus Hristos cu așteptări, să crezi că vei primi răsplată și când colo nici măcar să nu fii admis pe lista celor mântuiți? Da! Iată ce nota apostolul Pavel la 2 Corinteni, capitolul 11, citesc de la versetul 12. Dar lucrezi și voi lucra astfel pentru ca să tai orice prilej celor ce caută un prilej să poată fi găsit deopotrivă cu mine în lucrurile în care se laudă. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostolul lui Hristos. Și nu este de mirare că și chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Deci, o realitate falsă. Cum au ajuns aici? Ne spune Scriptura aici de la versetul 3. Dar mă tem că după cum șarpele a măgit pe Eva, cu șiretlicul lui tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșirea care este față de Hristos. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt Duh pe care nu l-ați primit, sau alte Evanghelie pe care n-ați primit-o, oh, cum îl îngăduiți de bine! Deci iată ce ușor puteau să cadă în ispit. De aceea nu este bine să ne grăbim să spunem amin la orice și să dăm noi caracterizări fără a avea un cuvânt pe baza unei cercetări sau unei înștiințări de la Domnul. Oamenii aceștia pot să creeze senzații în biserică și că încolo să nu fie nimic. Mi-amintesc despre un caz care mi l-a povestit fratele Ghiță Mocanu, când la o adunare cu musafiri din mai multe părți, la care oamenii se așteptau să fie un har și o lucrare extraordinară, după ce s-au derulat primele puncte, rugăciune, cântare, primele lor de cuvânt, tot adunarea era foarte rece. Poate și de la faptul că s-au așteptat să fie har și realizări de la prezența unor oameni. Nu știu exact cum se explică, dar culmea a fost dată de faptul că la un moment dat al slujbei s-a ridicat un cântăreț și după ce și-a dat drumul la cântare, toată adunarea era amin și aleluia. Însă nu s-a încheiat cântarea până când o soră în vârstă prorociță s-a ridicat și a zis, ascultă, nelejuitule, astăzi am hotărât să te dau pe față. Respectivul era dintr-o altă parte, era în divorț cu soția lui, cu care avea doi copii, și venise acolo în biserică să pețească o fată. Acum biserica a înghețat de tot, pentru că nu mai știau ce se întâmplă. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort? Și se pare că ești bogat când colo ești pe nicăieri? Realități care înșală pe oameni. De aceea spunea Domnul, băgați de seamă. Scrie în Tesaloniceni, în Apocalipsă, semne, minuni. Lor le va spune Domnul în final că nu-i cunoaște celor care au făcut minunile, dar până una altă pot să ne păcălească pe noi. Și ei să n-aibă nimic cu Dumnezeu. În al patrulea rând,
Vreau să reținem din cele prezentate în Apocalipsa 2 și 3 că în funcție de starea spirituală, Domnul vestește făgăduințe sau anunță pedepse pentru persoane sau chiar pentru o anumită adunare. Fiindcă Dumnezeu are ca scop să vină în ajutorul celor neprihăniți și totodată să pedepsească pe cei necredincioși, în speranța că se vor pocăi și finalul lor va fi bun. Iată ce vă citesc din Apocalipsa capitolul 2 despre cazul bisericii din Pergam, versetul 16. Pocăiește-te dar, altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Este posibil aici și o intervenție a Domnului pentru viața aceasta. Dar, mai concret, scrie de la versetul 21, pentru unii din Tiatira și pentru Izabela. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să o arunc bolnav în pat și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un necas mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște, adică faptul acesta se va auzi în jur, că eu sunt cel ce cercetez rinichii și inima și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Amenințări pentru credincioși care sunt compromiși, toate cu scopul pocăinței. Domnul nu mâhnește cu plăcere, zicea profetul, dar îi atinge pe oameni în nădejdea că se vor trezi. Însă au fost în vremea aceea și sunt și vor fi întotdeauna și credincioși care au nevoie de promisiuni ale Domnului pentru viața de slujire, pentru existența lor terestră. Iată ce citim pentru cei din Filadelfia, capitolul 3, de la versetul 9. Iată, îți dau din cei ce sunt în sinagoga Satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint, iată îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Nu știu prin ce împrejurări acei oameni vor fi îngenunchiați. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, o altă făgăduință, te voi păzi și eu de ceasul încercării care să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Un mare har oferit de Domnul. În aceeași idee, citesc din 1 Corinteni 11, unde este scris despre cina Domnului, fapte foarte frecvente în vremea aceea și care pot să se repete oricând în situații asemănătoare. 1 Corinteni 11, de la versetul 27. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să cerceteze dar pe sine însuși, așa să mănânce din pâinea aceasta, să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea și mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta, între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul. Când? În viața aceasta. Ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Însă Dumnezeu nu pedepsește fără să anunțe mai întâi. De aceea zicea profetul Amos, Domnul nu trimite nicio nenorocire până nu avertizează mai întâi prin profeții săi. Așa a fost și în cazul celor din Apocalipsă. Le-a spus, pocăiește-te, că dacă nu vin și mă războiesc cu tine. Și grozav lucru, zice în Evrei 10, să cazi în mâna Dumnezeului celui viu. Iată ce citim tot din Evrei capitolul 12, despre pedepsile celor care își permit stări de păcat în viața lor. Domnul nu vrea să-i piardă și recurge la măsuri punitive. Citim aici, de la versetul 4. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el. Căci Domnul pedepsește pe cine iubește și generalizează spunând și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Și apoi explică, suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Versetul 8. Dacă sunteți scutiți de pedeapsa de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Sunt oameni pe care Dumnezeu i-a abandonat și pe care nu-i mai pedepsește aici.
Ei vor fi osândiți odată cu lumea, dar nu-i de dorit așa ceva. Mai degrabă să ne atingă Domnul aici, numai să ne ajute să ne pocăim și să avem parte de harul mântuirii. Am mai putea aminti și din Faptele Apostolilor, când în Fapte 13 unul a fost pedepsit prin Pavel, în Fapte 18 Domnul îi făgăduiește în Corint că deși mulți sunt mulți împotrivitori, Domnul îi va deschide ușa și va avea succes în lucrarea de propovăduire. Noi, la rândul nostru, avem experiențe când Dumnezeu ne-a promis ajutor și biruință în luptele care le avem, numai să fim credincioși. Dumnezeu nu este un slujitor al păcatului, El ajută pe cei ce se smeresc. Domnul să ne dea îndurare și o va face în condiții de pocăință. Am surprins așadar câteva probleme spirituale ce pot să apară prin biserici. Iată și câteva atenționări. În primul rând, desăvârșirea cerută de Domnul, la care ne vrea să ajungem, cuprinde o trăire în adevăr, dar pe un fond al dragostei. Vă voi citi despre biserici în Apocalipsă că una ținea la adevăr literă de lege, dar și-a pierdut dragostea. Alta, plină de dragoste, dar n-avea nicio disciplină. Domnul ne cere să împletim aceste două caracteristici dumnezeiești. Citim mai întâi despre cei din Efes, capitolul 2, versetele 2 la 4. Știu că nu poți suferi pe cei răi. Ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ei că sunt mincinoși. De exemplu, niște oameni care se pretind proroci sau niște învățători care cred că ei vorbesc de la Domnul, i-a testat și n-a lăsat ca răul să fie între ei. Dar zice în versetul 4, am ceva împotriva ta, ți-ai părăsit dragostea din tâi. Deci într-o asemenea adunare nu găsești nicio erezie, dar este un climat rece. Și spune Scriptura în Efeseni 4 cu 16 că zidirea adunării se face în dragoste, aici lipsea. Citim însă despre cei din Tiatira, tot capitolul 2, versetele 19 și 20, știu faptele tale și prima, dragostea ta. Dar iată ce am împotriva ta, tu lași. Ce? O prorociță de mare anvergură care rătăcește oamenii. Deci, într-o biserică, așa ca cea din Tiatira, toți te primeau cu dragoste, te îmbrățișau începând cu ușierii și până la păstor. Că erai proroc adevărat, că erai fals. Și sunt și în vremea noastră astfel de situații, cândva într-o adunare am spus unui slujitor, după ce i-a lăudat pe toți pentru tot ce făcuseră, i-a pomenit, bine că erau vii măcar. Și am zis, frate, te-ai blocat pe bine. Zice, da, așa m-am obișnuit, să-i apreciez pe toți, să-i primesc cu drag, să-i felicit. În aceste condiții răsare soarele, dar cresc și buruienile. Oare nu s-ar putea să împletim cele două necesități? Tot o stare de liberalizare întâlnim în 2 cu 14, când îi zice celor din Pergam, dar am ceva împotriva ta, tu ai acolo niște oameni și lași să-și facă slujbă. Aveau și din cei cu învățătura lui Balaam, aveau și nicolaiți, trăiau toți și slujeau. În 2 Corinteni, capitolul 10, vreau să observăm cum apostolul Pavel putea să împletească disciplina cu dragoste. Citim de la versetul 1. Eu, Pavel, vă rog, prin blândețea și bunătatea lui Hristos, eu cel smerit când sunt de față în mijlocul vostru și acuzau unii plin de îndrăzneală împotriva voastră când sunt departe, vă rog dar să nu mă faceți ca atunci când voi fi de față să alerg cu hotărâre la îndrăzneala aceea pe care o am de gând să o întrebuințez împotriva onora care își închipuiesc că noi suntem mânați de firea pământească. Plin de blândețe, totuși zice în versetul 6,
îndată ce se va săvârși ascultarea aceasta din partea voastră, suntem gata să pedepsim orice neascultare. Și le spun, eu pot să vin la voi cu Duhul blândeții sau cu nuiaua. Pentru că uneori este necesar, așa cum zice aici de la versetul 9, ca să nu pară că vreau să vă înfricoșez prin epistolele mele. De fapt, zic ei, epistolele lui sunt pline de greutate și putere, dar când este el de față, este moale și cuvântul lui n-are nicio greutate. Și ne judecă așa să fie încredințat că așa cum suntem în vorbă în epistola noastră, când nu suntem de față, tot așa vom fi și în faptă când voi fi de față. Tot el sfătuiește în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, și vă rog să țineți cont de aceste aspecte, pentru că uneori se încearcă și în vremea noastră să cădem într-o extremă sau cealaltă, 5:14. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială. Ăștia ați demustrat. Alții trebuie îmbărbătați că sunt desnădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi și oricum să fiți răbdători cu toți. S-a întâmplat că într-o adunare, și sunt astfel de situații, mai multe, unii au păcătuit. Unii nici nu au fost lăsați să intre din punct de vedere fizic, să stea pe o bancă a pocăinței. Se pierd. Alții n-au mai fost reprimiți toată viața. Există însă și varianta ca să nu pui pe nimeni la disciplină. Să plecăm toți capetele, să ne rugăm și cine a păcătuit să ridice o mână sus și gata, Domnul este bun și a iertat. Să ne dea Domnul har să pricepem cum este bine. Mie mi se pare că David este un bun exemplu, foarte bun la suflet. Nu s-a grăbit să taie capul nimănui. Putea să o facă față de socrul său. Dar și când i-a tăiat colțul mantalei, îi bătea inima. Așa să fim sensibili și să nu trecem cu brutalitate peste nimeni. Dar în același timp, vă rog să vă amintiți ce scrie în Psalmul 101, cât de sever era David în privința păstrării curăției spirituale din jurul lui. El zice acolo, în fiecare dimineață voi stârpi răul din cetatea Dumnezeului meu. Cine clevetește nu va sta lângă mine. Pare contrastant. Pe Saul n-a pus mâna, dar când a venit unul să spună că l-a omorât pe Saul, ce a făcut? L-a executat în ziua aceea. Ce înseamnă asta? Să fii blând, să fii bun, să fii cu dragoste, să nu fii nedrept, dar să te lupți să fie păstrată curăția adunării. Doamne, ajută-ne! O a doua atenționare, foarte evidentă la bisericii din Apocalipsa 2 și 3, încercările spirituale, sufletești sau chiar suferințele fizice sunt o permanență în viața adunărilor, în fond a credincioșilor. Este o luptă de o viață între lupta binelui și adversitatea răului, ceea ce naște multe probleme. Iată ce citim în Apocalipsa 2:2. Știu osteneala ta, răbdarea ta. Răbdarea presupune ispite, probleme. Apoi, versetul 3. Știu că ai răbdare și că ai suferit pentru numele meu. Continuăm cu versetul 13. Unde scrie în partea finală despre Antipa, martorul credincios care a fost ucis. Unde? Acolo unde locuiește Satana. Deci iată în ce locații ne desfășurăm noi activitatea uneori. Sau citim versetul 19. Știu răbdarea ta, deci din nou presupune suferință, durere. Sau 3:10, partea 1. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării. Tot răbdare? Da, bine spunea Domnul. Cine va răbda până la sfârșit? Va fi mântuit sau vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Nu degeaba scrie mai apoi în capitolul 7, versetul
13 și 14 despre marea gloată de mântuiți din toate neamurile pământului. Aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare? Și de unde vin? Aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Și în versetele următoarele se făgăduiește mare har când zice în versetul 17 că Dumnezeu îi va duce la izvoarea apelor vieții prin mielul care va fi păstorul lor și va șterge orice lacrimă din ochii lor. În mod simbolic în Scriptură este prezentată și o carte a lacrimilor, o cupă în care Dumnezeu adună suferințele de o viață ale celor credincioși. Să ne amintim de Apostolul Pavel, care a plecat sub însărcinarea Duhului Sfânt în prima călătorie misionară, dar știți cum a sfârșit-o? Fapte 14 ne-l prezintă împroșcat cu pietre și unii credeau că a murit. Și el era conștient că i s-a spus de la început ce are să suferă. Însă le spune și credincioșilor, versetul 22, că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Și când le amintește el prin câte a trecut, în 2 Corinteni, capitolul 11, cred că este bine din când în când să mai citim acest text, ca să ne dăm seama că nu ne putem compara cu el. Pățănile noastre, durerile noastre și alte ispite sunt mici în comparație cu altora. Iată ce nota el de la versetul 23. Osteneli, temniți, lovituri, fără număr, primejdii de moarte, cu număr de 5 ori 40 fără una, de 3 ori bătut cu nuiele, odată împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfărâmat corabia cu el, o noapte și o zi a fost în adâncul mării, nici nu știu exact când și unde, deseori în călătorii cu primejdii, fie din partea tâlharilor sau a iudeilor sau a păgânilor, în cetăți, în pustie, pe mare, între frații mincinoși, osteneli, necazuri, priveghiuri, foame, sete, posturi, frig, lipsă de îmbrăcăminte. Multe, așa-i? Pentru că acesta este traseul credincioșilor în drum spre împărăția lui Dumnezeu. Dar nu insist, pentru că vom avea în viitor o lecție strict despre persecuție. Și în ultimul rând, sesizăm din cele notate pentru cele 7 biserici, dar într-o singură carte, că pocăința, cu specific pentru fiecare, este o recomandare imperativă. Dar ce este interesant, am sesizat în Apocalipsa 2 și 3, la unele spune, a adus aminte. Reamintește-ți cum ai primit. Dar la alții le spune, ține. Adică, foarte simplu, dacă cineva nu mai este așa de bun credincios cum a fost, Domnul îi spune, în urmă cu 10 ani ne-am pocăit, întoarce-te la faptele și starea ta de atunci. Dacă Domnul vede că cineva este într-o formă spirituală bună, îl atenționează și spune, ține ceea ce ai, vezi să nu fii înșelat și să nu-ți pierzi cununa. Iar dacă cineva nici n-a fost măcar, atunci Domnul îi spune ca la cei din Laodicea, pocăiește-te cu râvnă câtă vreme mai ai timp. Dar să citim aceste versete. Mai întâi 2 cu 10, partea a doua, fii credincios până la moarte. Erau într-o stare bună, să rămână așa. Sau versetul 25, pentru unii, din Tiatira. Nu mai ține scutărie ce aveți. Adică rămâneți în starea asta bună. Luptați-vă, să vă mențineți. Până voi veni. Sau 3 cu 4. Ține. Aici este un caz mixt. Avea lucruri care încă le păstra și altele ce le-a pierdut. De aceea zice, a adus aminte cum ai primit și auzit. Ține și pocăiește-te. Căci dacă nu, te pierzi. Iată alte versete, 2 cu 5. Adu-ți aminte, dar de unde ai căzut? Pocăiește-te! Asta nu-i slujbă de evangelizare, e reciclare.
au fost cândva, dar nu mai sunt. Pocăiește-te, amintește-ți, fă apel la memorie, pentru că ai știut. Sau versetul 16 de aici, pocăiește-te dar. Sau versetul 21, i-am dat vreme să se pocăiască. Pocăința pocăiților. De câte ori scrie către biserici, pocăiește-te. Ce înseamnă asta? Pocăință înseamnă smerenie cu întoarcere, o căință profundă și schimbarea în bine. În 3 cu 3 am citit, mai adăugăm și 19 de la cei din Laodicea, fii plin de râvnă, deci o pocăință accentuată, serioasă, profundă. Doamne, ajută-ne! Iată cam cum ar trebui să fie o astfel de pocăință, vă citesc din 2 Corinteni 7. De la versetul 8. Măcar că v-am întrestat prin epistola mea, nu-mi pare rău. Și chiar dacă mi-ar fi părut rău, că-și văd că epistola aceea v-a întristat, totuși acum mă bucur nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a adus la pocăință. Sau i-a readus. Căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moarte. Căci uite, tocmai întristarea aceasta voastră după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi, ce cuvinte de dezvinovățire, ce mânie, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râvnă, ce pediapsă. În toate voi ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. Deci așa trebuie să fie o pocăință în viața pocăinților. Să-și asume o pedeapsă, să fie o dorință sfântă, angajamente sacre. Doamne, ajută-ne! Închei reamintindu-vă că între pocăiți sunt multe probleme. Noi suntem într-o viață de luptă. Oamenii se pot lăsa de pocăință, se pot pocăi, sunt imagini înșelătoare. Dumnezeu avertizează, făgăduiește, pedepsește. Domnul ne-ar vrea să ținem la adevăr și să trăim în dragoste. Să acceptăm că viața de pocăință este cu suferință și să ne pocăim o viață întreagă. Cu alte cuvinte, trebuie să ținem legătura cu tronul din cer, să păstrăm o relație vie cu Domnul prin Duhul, ca să ne înștiințeze și să ne ajute potrivit cu nevoia noastră prezentă. Și totodată să nu uităm să ne facem misiunea noastră în lume, să ducem cuvântul până la marginile pământului, să fim o biserică misionară, dar nu doar misionară, ci una care se sfințește pe zi de zi și slujește Domnului. Cum scria Petru, sunteți o preoție împărătească pusă deoparte, dar știți cu ce se începe la același capitol? Lepădați orice răutate, sfințiți-vă, doar în condițiile astea puteți să fiți o biserică sfântă pentru Domnul. Dar eu vă citesc aceasta din Apocalipsa 5, unde în versetul 8 este scris despre rugăciunile credincioșilor. Ajuns înaintea tronului, în potire de aur pline cu tămâie, rugăciunile sfinților. E importantă păstrarea legăturii cu Domnul prin rugăciune. Și apoi, în Apocalipsa 11, vă citesc despre mandatul nostru. De la versetul 3, voi da celor doi martori ai mei să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile. Aici e ceva specific, dar e valabil pentru noi toți. Aceștia sunt cei doi unși și cele două sfetnice care stau înaintea Domnului Pământului. Au probleme, dar ei trebuie să-și sfârșească lucrarea. Să ne ajute Domnul să o încheiem cu bine. Și la sfârșit vă reamintesc faptul că sfârșitul oricărui mesaj din cele șapte cuprinde cuvintele celui ce va birui. Viața de credință în interiorul bisericii, cu toată biserica, este o luptă. Citiți dumneavoastră acasă dacă vă face plăcere ce făgăduiește Domnul la fiecare din cele șapte biserici. Foarte înălțătoare promisiuni. Eu citesc doar concluzia din 21 cu 7.
cel ce va birui va moșteni aceste lucruri, adică toate. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Deci tot ce e scris în Biblie, până un altă, sunt la nivel de făgăduințe. Când o să fim biruitori, intrăm în moștenire. Până atunci, continuă lupta. Doamne, dă-ne biruință. Amin.